Căldură insuportabilă, dar totuși trebuie să ieși din casă? Iată soluția mea, un machiaj simplu format doar din 5 produse și ești gata să ieși pe ușă. Primul pas pe care îl voi face în rutina acestui machiaj este aplicarea unei protecții solare. Eu am aici o cremă cu protecție solară de la Avon cu SPF 50. O voi aplica pe toată fața, inclusiv pe gât. Este foarte important ca vara să ne protejăm pielea de razele puternice ale soarelui, pentru că așa prevenim arsurile foarte dureroase, dar și îmbătrânirea. După ce aplicăm un strat de cremă cu protecție solară din abundență, dacă vi se pare că pielea are un aspect ușor albicios, o mai puteți lăsa să intre în piele câteva minute și apoi trecem la aplicarea produselor de machiaj. Primul produs de machiaj pe care urmează să-l aplic este concealerul. Îl voi aplica numai în anumite puncte ale feței, acolo unde mi-aș dori să acopăr imperfecțiunile, dar și cearcănele. Totodată încerc să nu folosesc o cantitate de concealer în exces, pentru că nu-mi doresc ca tenul să fie încărcat. Iar acum, pentru estomparea concealerului, mă voi folosi doar de degete, pentru că astfel voi obține un aspect foarte natural. Mă folosesc de concealer pentru că îmi doresc un aspect natural și îmi doresc o piele cât mai uniformizată. Nu vreau să adaug foarte mult. Veți vedea că până la sfârșitul machiajului, imperfecțiunile nu vor fi chiar atât de bine ascunse, pentru că nu-mi doresc asta. Vreau ceva cât mai lejer și cât mai natural, dar totuși să pot ieși din casă să-mi rezolv treburile pe o vreme atât de călduroasă. Următorul produs pe care îl voi aplica este pudra, pe care o voi pune sub ochi și în anumite puncte ale feței, tot cu degetul, pentru că îmi doresc doar ca machiajul să reziste puțin mai mult și să nu cumva să se scurgă concealerul pe care tocmai ce l-am aplicat. Iau puțină pudră de aici și o pun puțin sub ochi, într-o cantitate foarte mică, de asta îmi place să aplic cu degetul, pentru că pot verifica cu exactitate ce cantitate vreau să pun. Fixez corectorul de sub ochi. Apoi vin cu pudră și pe frunte. Și pe restul feței, doar că într-o cantitate foarte mică. Acum voi trece la al treilea produs, și anume creionul de sprâncene. Îmi voi contura ușor sprâncenele, doar cât să umplu golurile, nu vreau nimic strident. Înainte să le conturez, le voi pieptăna în sus. Și după voi trece să umplu golurile cu ajutorul creionului. Eu întotdeauna încep din exterior, voi puteți să o faceți la fel cum v-ați obișnuit. Le voi pieptăna din nou în sus pentru a distribui cât mai bine produsul aplicat și să nu rămână niște linii foarte dure. Iar acum trecem la următorul pas, și anume aplicarea rimelului. De altfel, astăzi am ales să nu-mi ondulez genele. Aplic doar un strat subțire de rimel cât să-mi conturez ochii.
acum că am terminat și cu rimelul, voi trece la primul pas din acest machiaj, care este aplicarea unui luciu de buze. Îl voi aplica pe acest care îmi va lăsa buzele glossy și nu le voi simți deloc încărcate. Și cam acesta este machiajul care a ieșit, nu este deloc îngărcat, este unul foarte natural. Sper să vă placă și vouă la fel de mult cum îmi place mie. Sper că v-am inspirat și pe voi. Dacă da, să-mi lăsați părerile voastre în comentarii. Ne revedem data viitoare tot aici la mine pe canal. V-am pupat! Pa, pa!